Vă pup și vă prezint noua mea fiță de ochelari pe care i-am găsit aici la baltă. Ia uitați, numărul 1. Dar fii atent că nu-s chiar așa, adică uitați firma aici. Hai, mă focalizează McDonald's, adică băi, cu ăștia stau, ca să știi. Poate-s norocoși. Poate-s norocoși, da. Suntem la pescuit. Bă, stai să văd. Dar n-avem semnal aici unde suntem noi, că aș vrea, de fapt, nu mai sunt pe Danu, că după aia, iar, ni dă ăsta cu blestem, ni dă cu din ăstea, nu mai zic, în vacanță. Ești la pescuit? Nu, în vacanță, în Grecia. În Grecia, la distracții. Lasă-l acolo, lasă-l. Când suntem noi acum, că voi probabil o să vedeți vlogul ăsta, habar n-am, peste câteva săptămâni, ceva de genul ăsta. Întâi au fost vlogurile cu vacanța mea, după și așa, nu mai înțeleg nicio nimic, dar ideea e că în timpul ăsta în care noi suntem acum la pești, el este în Grecia. Da, poate îl sunăm mai încolo, doar că unde suntem noi, n-am nimic, am E din ăsta, direct. Nu putem, nici meciul, da. A, ca idee, ca să vă dați seama, suntem în ziua în care joacă, cu cine joacă, mă, FCSB-ul, cu? Viking. Cu Viking ăia la Viking acasă, nu? Da. Ei. Pe data asta cum ar veni suntem, ca să vă faceți o idee. Și hai să vedeți, fiți atenți, și-a luat fratele vostru. Deci nu mai spun pești, nu prind, ați văzut, da, cum sunt. Dar sculi și chestii și șmecherii în continuu. Cu omul care nu mă las niciodată la greu cu pescuit aici, cu Cătălin. Ia fiți atenți ce suport mi-a luat, mâncava și gura voastră cu senzor, cu alea, bam, să nu mai aud. Băi, bă, da, încă ții sculile, nu știu cum, că ai numai suport la 3 lei. Ia uitați mâncava și gura voastră. Să mai au haterii când mai zic ceva, da? Frumos aici sună, bam, dacă nu dau drumul ăstea. Deci toată balta asta o să suni numai astea ale mele. O să pictisească lumea, da. Scaunul frumos aici. Da, mă, și avem tot ce ne trebuie. Deci nu vă mai zic. Dar nu mai arăt câte am cumpărat și câte chestii am luat. Ce pui acolo? Porumbe aici și... Porumb, tot ce trebuie, na, da, acolo pregătite. Bam, iar acolo sculele lui 6-7 milioane. Deci inițial am intrat la magazin și am zis așa, băi, luăm niște râmi, niște viermi și maxim niște porumb din ăsta și nade și cam atât. Ce credeți la urmă, pe bun? 5 milioane și ceva mâncava și gura voastră. Hai mai luăm și niște din ăstea de pop-up-uri. Hai să mai luăm și niște nu știu ce. Hai să mai luăm și din asta. Am luat niște chestii, nici nu știu ce sunt, ca idei, dă puțin să le arăt aia. Dă borcanul. Deci mi s-a părut nou așa, că arăt. O, uite, m-am făcut pe mâini numai din asta. Uitați-vă puțin. Habar n-am ce sunt chestiile astea. Le punem și noi în cârlig aici. Vedem ce ies. Deci am luat mai mult decât trebuia. O să stăm toată noaptea. Avem și cortul la noi frumos. O să stăm până mâine dimineață. Vedem dacă prindem ceva, dacă facem ceva. Nu, rămân chiar cu ochelare și arunc, că nu mă enervează rău. Că n-au și partea asta la altă. O să-i las aici și îi luăm, noi aruncăm când plecăm. O să stăm până mâine dimineață să vedem dacă prindem ceva, dacă vedem culoare la peștele ăsta. Suntem la o baltă privată ca idei, ca să știți, nu mai suntem pe Siret. Am făcut plata frumos și am venit la baltă. Băi, mă bag și o să-mi bag aici nadă, tot ce trebuie să lansăm, că n-am lansat, n-am făcut nimic, am întins astea pe aici și cam atât. Și o să mai revin eu pe parcurs cu update, să vedeți dacă am prins ceva, care-i treaba. Oricum, și care-i treaba, deja mi-e foame ca idei. Pe bune zic. Mi-am luat niște șnițele de pâine și din astea, aoleu, abia aștept să intru în ele. Am făcut și cortul aici, cortul în care am stat eu când am făcut challenge-ul ăla cu Danu, cu insula, știți? Bam, cortul. Și aici când coborâm, când ieși din cort de aici, bam, direct la lansete aici. Forță. Și ce zic? Frumos. Mai trebuie să ai grijă aici, că dacă ai coborât seara, ți-ai rupt gura în tine. Hop, zic, trebuie să ai grijă acolo, așa, bam, când cobor, că e problemă. Bă, da, nu știu dacă... Dacă putem, dacă avem net, mă, să vezi, să încerci la 8. Poate putem să ne uităm și noi la meciul ăsta pe telefon puțin. Băi, de exemplu, aici n-am net, dar la tine eu am net. Și eu am puțin în partea asta, dar puțin rău, o linie, și cred că o să meargă blocat meciul și așa. Dar încercăm, nu știu, la ce ori, la 8? La 8, da. La 8, nu? O să încercăm să vedem dacă putem să ne uităm și la meci pe telefon, dacă nu, asta este. Uitați ce prieteni ne-am făcut. Cibei! Cibei! Lasă-mi, ți-i dau și lui ceva de mâncare. Orice mai ce pentru tine. Bagă. Păi, în noaptea asta am cu cine să-mi par mâncarea. Dar fii atent, ultimul ăsta ți-l dau ție, ca să vezi ce băia bun sunt. Ia. Ia și mănâncă. Mâncăm amândoi. Mi-am mâncat tot puiul. Bine, mai am trei, dar ca idei. Îl iubesc, vă jur, dacă nu-l iubesc. Dar are un om acolo, acasă, gen de la baltă unde plătești și are vreo trei. Ia,
prima? La prima, aici. Hai, doamne. Uite, puța a prins, așteptăm. Puțașule, mi-a adus noroc. Da, mai roagă-te. Ce-a fost asta? A venit, a mirosit, a văzut că am râmul sau ceva, nu i-a plăcut și a plecat, cum ar veni în altă parte. Te-am pus de toate are acolo. Și râmă, și porumb, și viermi, și... Ah, i-am deschis magazin direct, profi i-am făcut, Kaufland. Uite, de-aia zic mereu să nu mai las lumea nailoane și chestii din astea pe baltă și cu cârligii și așa, pentru că, cum e câinele ăsta, de exemplu, el dacă găsește ceva într-un cârlig, s-apucă să mănânce și se înțeapă în cârlig, să, nu știu, în nailonul ăsta, să noadă tot și așa mai departe. Și de asta zic mereu, nu mai lăsați, mă, frate, nailoane și ace și chestii din astea aruncate pe mal. Măcar le iei și le duci la un coș, le bagi undeva, că... sau le pui într-o pungă și le arunci acasă. Ia să vedem. Bă, puțicule, am prins pește. Frumos, frumos. Ia să vedem. Da, da, nu. Ține sus, ține sus. Îl scăpăm. Bine, ești cu camera și cu asta, că avem, doar avem mincioc acolo, uite-l. Noi nu suntem obișnuiți cu mincioc. Da, e că noi dacă nu prinde nimic, nu suntem obișnuiți ca să luăm minciocul ăsta. Dar eu vreau și să filmez cu o mână și cu aia, nu știu ce, o să din chestii. Bă, hrăuți puțin cu mai, vezi că ăsta ți-l arestează. Ai fost și ceva? Îmi pun metod feeder-le și eu. Pe papul, nu știu ce zic? Cu tovarășul meu aici, a, uitați-l. Cortul în spate. Lansetele, lansete și în partea aia. Și meciul. Meciul, meci. Bă, nu mai zic nimic. Perfect, perfect. Ziua perfectă, forță. O zi pentru bărbați, cum s-ar spune, perfecte. Sunteți de acord cu mine? Scrieți în comentarii dacă sunteți de acord cu, dacă sunteți de acord cu mine. A, uitați, și tovarășul avem aici. Și, bă, m-a pupat. Nu putem să vedem nici meciul, nu putem să vedem. Deci n-avem timp să vedem meciul, că să face treabă. Stai să dau puțin stop aici, să nu fie problemă pe video. Hop. Am împiedicat de bolovanul ăsta. Ia zi-mă, tate, acolo? Băi, cred că l-am aici. Da, e. Așa. De data asta nu mai sunt prost. Adu-l aici la tata. Că aia și gura lui, tot la pop-up-ul ăla, a? Da, mă, frate, numai la ăla să-mi bag. Forță, lasă că avem, e bine, am pus și eu, așteptăm. Poate intră și la mine. Vino ușor cu el. Taci, mă! Stai așa. Gata. Totu-i save. Frumos, frumos. Frumos, frumos, ia să-l vedem. Așa, da, mă, îmi place. O, oh, ce frumuseți, mâncaiaș boticul ăsta al lui frumos. Uite, băi, mușcă și din pop-up, mâncați. Mâncaiaș botul ăsta frumușel, deja ăsta arată puțin aici să vadă și oamenii ce culoare avem. Ușor, ușor, da, mă, nervos. Stai, mă, Oleac. Ia. Mamă, dar a mușcat din el, mă, a? Da, mă, frate. A mușcat din el, mă. Avem niște băieți aici într-o parte cu niște fete, au venit să se distreze, bagă muzică, nebunii, râs, cred că s-au și pe fundal. Nu pot să zic că mă deranjează, doar că aș vrea să stăm așa mai în liniște, dar aia e. Fiecare se distrează în felul lui, știi ce zic? Ia. Da, uite-o. Se vede, mă? Da. Adu... Trebuia să aduce ăla, a? Mincioco? O las, că o trag așa. Dar nu s-a simțit. L-am ridicat așa. Sper să nu se ducă în apă. Nu te duci. Bun, să duc eu. Mai mare, iată, mai frumoși. Bate-l acă aici, să-l... Sper să nu-l scap. Vezi, poate faci vreo minuni. Ai rănit, mă, vezi? Mm-hmm. Pe la coadă, pe aici. L-a bătut. Cred că cine știe. Hai să-l băgăm în ăla acolo, ah. Bate-l pe aici. Internat și noi meciul, am văzut că s-a calificat FCSB acolo în ultimul minut. Până acum nu s-a mai întâmplat absolut nimic, acum ce am avut peștele ăsta. Vedem poate de acum încolo. Unde e ăla? Ce? A? Nu ies, că e negociul la studiul ăla. M-a făcut flash.
Deci am făcut poliția aici cum ar veni, fiți atenți. Și la asta și la aia. Mai lasă, mai lasă. Deci de ciocani. Aia e. Bă, dar nu prea focalizează camera. Gata. L-am scăpat, mâncat. Nu l-am scăpat. Da, știu. L-ai scăpat tu? Da. Al scăpat și zici din asta, a? Da. Mamă, noroc la vest, cât a contat. Bate-o leacă acolo. Să vedem și noi. Bă, puțin mai micuț, dar ok, vezi și ăsta e puțin acolo, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Uite, vezi ce fac oamenii? E, că le aruncă pe baltă și pe asta. Și te agăs tot. Bag aici, îmi pare rău că lumina e slabă, dar hai. Ne descurcăm și noi cum putem. Să așa? O, oh, ce frumos e ăsta, bă. Bate cu lumina aici să vedem. Cărăsoi. Bate să-l vedem și noi. Stai așa. Hop, 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 hop. Stați așa că e supărat. Ia. Mâncalar, tata de frumușel. Și ăsta ieșe din... Îl perdeam iar, nu? Uh-huh. Trebuie să ții vârful mai sus la lanțetă, frate. De două ori cât palma mea. Bravo, frate. Forță. Vedeți ce a luat fratele vostru de dimineață, așa. Ajută-mă, oleac. Bagă-l pe ăsta aici. Pe prichindelul ăsta. E crăpuștean ăsta. Ia ăsta, ușor. Mulinează că-l... Muscă, muscă. Stai așa. De ce vei aici? Ha. Păi ia. Tot caras. Aia. Ia vedeți ce a prins și fratele vostru, mâncava și gura voastră, ciortan. A luat și fratele vostru un ciortan din ăsta frumos, a? Ia zi-mi. Da, frate. Altceva. Vezi să nu scap, scoate-l mai încoace, că sare, dă-l încoace. Așa. Altceva, tată. Stai ușor, frumosul lui tata. Ia uite-l, tată. A? Ca lumea. O ce guriță are. Asta e ce trebuie. De mult stăm noi după unul de ăsta. De mult stăm cu ochii pe gura lui, auzi, după el, cum ai zis tu. Ia mă, ce avem până acum? Am dormit noi o leacă, dar... Amă, că ia, dă puțin să vă la mânaș. Ce am, ești nebun, îți vreo 5 kg de pește aici. Am trimit oamenii pozii cu pești mari, frate, adică... Capturi, dar ținând cont, ați văzut când mergem noi la pești, de obicei ne întoarcem cu nimic, ca idei. Pentru noi asta înseamnă ok, bine, adică activitate, suntem bucuroși, suntem fericiți. Uitați și vă și voi, dacă nu m-a nebunit, vrea să intre în cort. Nu ce-l faci? Ăla-i? Stai așa. Nu fă vrăbelea ca să nu-l scap. Nimic? A, poți să-l scoți așa? Aha. Uh-huh. N-a mai fost nevoie. Uite-mă ce faci nebuna aia acolo. Câini, câini. Ia vedeți răsăritul ăsta frumos, a? Cum se vede. Mamă, superb. Deci degeaba am cumpărat râmi, viermi și așa mai departe. N-a tras odată la ăsta. Odată. Deci, bă, să miști puțin vârful, să întâmple ceva. Nimic. Doar la popapurile astea. Atâta tot peștele pe care l-am prins. Cu ăsta l-am prins. Și aici. Să pregătim și mâncăm ceva, că e problemă. Am mai avut o trăsătură aici la asta, dar nu l-am luat. Un titit, ia uzi. Hai că suntem în direct cu el, tată. Ia să vedem dacă avem nevoie de ăsta. Eu sunt pregătit. Ce belea. Câți, Johnule? Of, ce mai îmi place. Deci așa satisfai când iei, știi? Te duci după el. Ia uite-l ce frumos e și ăsta. Băi, niște caraji ăștia frumoși, adică mai mari ca Palma și Barosane, așa. Nu? Da. Aici nu mai suntem pe siret, am plătit balta și n-avem nicio restricție din asta, adică poți să reții ce vrei tu. Bine, noi am mai prins și așa, dar le-am dat drumul ăia, că n-avem ce să facem cu aia. Băi, a venit și momentul ăsta când trebuie să plecăm acasă, sincer n-aș pleca acasă, asta aici încă 3 zile, dar trebuie să mai dăm și pe acasă.
nici o mișcare, nimic, absolut nimic. Am luat eu ciortanul la dimineață, cred că pe la ora 8, cred că era ceasul, nu? Cam așa. Undeva la 8, iar de la 8 până acum la 12, nimic. Și ce aia, nimic, nici măcar o trăsătură. Zici că am aruncat în căldare și n-am mai mișcat nimic, absolut nimic. Și n-am dormit nici bine, chiar așa bine în cortul ăla, așa că mergem acasă, facem și noi baie, ne odihnim, cam asta a fost. O să mă pun să scot lansetele, să strâng rot podul ăsta, să le băgăm în mașină și cam aia. Hai să mergem până la, să le arătăm peștele. Încapi camera aici sau? E, încapim. Încapim, ia uite, uitați-l pe ghebosul ăsta meu, ăsta mare care l-am prins. Și mai avem pe aici, mai sunt și pe la fund pe aici. Bă, eu zic că avem iadă puțin, chiar sunt curios să văd așa. Oh, dar vezi cu iaurea că greu. Eu zic că avem vreo 7 kg de pește, nu? Da. Cam așa. Chiar și mulțumit, ținând cont că atunci noi când mergem, vartăm doar din aia așa. Aie. Și de multe ori lumea mi-a spus să mergem la o baltă privată. Haideți să vă zic o chestie, majoritatea partidelor noastre sunt la bălți private. Adică mereu am plătit și am pescuit. Doar că sunt, nu că praf, zero bălțile. Pește deloc sau foarte mic, din ăla așa, care sunt plictisit din aia așa. Și voi îmi spuneți, Bogdan, vină la Baltaia, vină nu știu unde. Bă, nu stăm să batem 100 și ceva de kilometri din Vrancea, tu mai nu știu unde, că e obositor și pentru noi. Venim așa, pe în zonă, pe aproape, pe aici. Balta asta e destul de ok. Acum, eu zic, o să mai revenim, să mai încercăm. Poate prindem doar din ăștia așa, mai mari, ciortani din ăștia sau mai mari de atât. Sper că v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like. Sincer, eu pe ăsta mare, ăsta chiar îl iau și îl dau Andrei, v-am zis, ca să-mi-l facă cu rețeta din Punta Cana, care mi-a dat-o Jason aia cu nucul de cocos, cu nebunii, să vedem dacă îmi iese, chiar sunt curios. Ăsta chiar merge. De obicei eu nu prea păstrez peștile când prindem din aia, așa ați văzut că le dăm drumul, că chiar n-avem ce să facem cu aia. De fiecare dată când mă întorc acasă, Andreea, băi, ai prins ceva? N-am prins nimic. Când îi zic, vezi că mâine mă duc la pește, știi ce zici, nu? Dar nu zici nimic, aș face. E clar că aș cum... Și te mai stai acasă că tot aia e, oricum nu vii cu nimic, așa că trebuie să vă duc să mă lau cu ceva, mâncați așa. Fac pozi la toate neamurile, sunt pătator, pă da, nu mai zic. V-am pupat și ne vedem la următorul vlog, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like, pa, pa!